Un grup de oameni ar fi fost atacați de un roi de viespi într-un parc din Bălți. Imaginile au fost postate pe o pagină de Facebook. Potrivit martorilor, un bărbat și nepotul acestuia au fost internați în spital, iar mai mulți trecători au avut și ei de suferit. Într-un video publicat pe internet se aud mai mulți copii care plâng. La fața locului au intervenit și medicii de pe ambulanță. O femeie a povestit într-un comentariu că a trecut prin aceeași situație anul trecut. Atunci ea se plimba împreună cu fetița și cu încă un copil când au fost atacați de viespi.